Salut, prieteni! Astăzi vom vorbi despre castori. Ce știm despre aceste animale interesante? Știm că sunt niște ingineri născuți. Își construiesc baraje. Știm cum arată, dar sunt oameni care nu cunosc mai nimic. Sarcina noastră este să vă povestim despre ei mai detaliat. Ca prima jumătate să învețe ceva nou, iar a doua să fie plăcut surprinsă de noile descoperiri. Castorul comun este un mamifer semiacvatic, atribuit ordinii rozătoarelor. El este unul dintre cei doi membri ai familiei de castori, împreună cu cel american. Castorul este o rozătoare. Nu una simplă, ci una imensă. Cedează doar în fața capibarei, dar numai prin dimensiune. Însă dimensiunea, știm noi, nu este cel mai important lucru, căci capibarele nu au ceea ce are castorul și ceea ce are el e top. Da, este prezent și titlul cele mai mari rozătoare din lumea veche, deși în lumea nouă există castorul lor nord-american sau canadian. Nu veți greși dacă veți folosi ambele nume. Așadar, locuiesc aceștia în America de Nord și Eurasia. Doar în zona climatică temperată, ca să nu fie nici prea frig, dar nici prea cald. Și neapărat au nevoie de apă, însăși cuvântul castor provine din limba pro-indo-europeană și e format din rădăcina cuvântului maro. În engleză li se spune beaver, dar noi spunem castor, deși în dex mai putem găsi noțiunea de beaver și breb. Pentru prima oară, castorii au apărut în Asia, unde fosilele lor datează încă din Eocen. Eocenul este a doua perioadă a Paleogenului. Cei mai faimoși dintre castorii dispăruți sunt giganții din perioada Pleistocen. De exemplu, castorul uriaș preistoric și cel nord-american. Mărimea celui de la urmă, după craniile găsite, ajungea până la 3 metri, iar masa era de 350 de kilograme. Deci capibara era un șoricel mic în comparație cu eroul nostru. Mai târziu, o parte din castori au migrat în America, singuri, nu ca ratonii, pe avion aduși în confortul maxim în Eurasia. Dar despre asta în videoul despre ratoni. Acum vorbim despre chipeșul castor. Castorii moderni sunt puțin mai mici decât strămoșii lor. Adulții ajung la o lungime de până la 1,3 metri și o înălțime de 35 de centimetri. Greutatea lor ajunge până la 30 de kilograme. Totul în aspectul castorului este adaptat la un stil de viață semiacvatic. Corpul lui este ghemuit, fiindcă are picioare destul de scurte. Între degete are niște membrane, datorită cărora castorii se simt grozav în apă. Ghearele de pe labe sunt aplatizate și sunt destul de puternice, dar labele pe lângă coada lor e ceva simplu. Coada unui castor este ceva nobil, plată și se aseamănă unei vâsle. Lungimea este de aproximativ 30 de centimetri, iar lățimea de aproape 13. Nu e acoperită cu blană, iar dacă și este, doar la bază. Urechile și nările lor au capacitatea de a se închide sub apă. Ochii se închid prin clipirea membranelor. Incisivii sunt izolați de cavitatea bucală prin structura neobișnuită a buzelor, ceea ce le permite să roadă chiar și sub apă, fără a se neca. Toate aceste adaptări le permit castorilor să înnoate și să se scufunde excelent. Plămânii mari și sistemul circulator îi asigură cu așa rezerve de oxigen în sânge, încât castorul comun poate să se scufunde pentru 5 minute întregi, la o adâncime de 4 metri. Într-o noapte poate înota o distanță de 20 de kilometri, dar nu deodată, ci cu pauze. El are o blană frumoasă, constituită din fire groase de păr. Blana de desubt este mătăsoasă și foarte deasă. Desigur că și aceasta e adaptată la înot, e aproape că impermeabilă.
Culoarea depinde de condițiile de viață, așa că poate varia de la castaniu deschis până la maro închis și deseori aproape că negru. În trecut, castorii trăiau aproape în toată Eurasia, dar în urma activității intensive de minerit, la începutul secolului al XX-lea, castorii, în mare parte, au fost exterminați. Astăzi, aceștia încă se pot întâlni în anumite părți ale Terei, datorită eforturilor de a le restabili populația. Fix asta s-a întâmplat și cu castorul american. Dar de ce totul e atât de trist? Anume din cauza blănii sale și din cauza jetului cu secret folosit în parfumerie. Castorii au devenit ținta atenției sporite a omului. Dar și acum există cei care preferă carne de castor, deși e pentru iubitorii de carne de rozătoare. Haideți mai bine să ne întoarcem la alte informații interesante. Aceștia iubesc să trăiască în râuri de dimensiuni mijlocii, canale și maluri ale rezervoarelor, evitând extremele, adică râurile mari cu curente violente și invers, cele foarte mici. Pentru ei este important ca malurile să aibă vegetație arbore-arbust, specie foioase, precum și o abundență de ierburi acvatice și vegetație de coastă care alcătuiesc meniul lor principal. Castorii trăiesc în familii, rare ori singuri. O familie completă este formată din 5-8 indivizi până la 10, un cuplu de castori și puii lor. O familie poate locui generații întregi pe același teritoriu. Lungimea parcelei familiei de-a lungul malului variază între 300 și 3 km. Castorii rare ori se îndepărtează de apă mai mult de 200 de metri. Ei marchează limitele teritoriului cu ajutorul unui miros specific. Secrețiile din săculeții aflați în proximitatea glandelor anale ale castorilor au un miros asemănător cu al vaniliei și a moscului. Ei marchează niște mobile speciale făcute din noroi. Între ei, castorii comunică cu ajutorul mirosurilor, loviturilor de coadă pe apă și țipete care se aseamănă cu un fluierat. Când simte pericolul, castorul în înot plesnește cu coada de apă și se scufundă. Acest zgomot slujește pentru ceilalți castori ca o alarmă de pericol. Iarna, familia de castori stă în vizuină și odată cu venirea primăverii, familia se împrăștie pe teritoriul său, în singurătate sau în grupuri de 2-3 castori. Toamna, familia se adună din nou într-un singur loc. Teritoriul lor plin de vizuini, bordeie, poteci, diguri, canale, obișnuiește să se numească așezare de castori. Iar toate așezările care se grupează pe o porțiune a râului se numesc colonii. Apropo, în familia castorilor domnește matriarhatul, adică capul familiei sunt exclusiv femelele. Perioada de împerechere durează din mijlocul lui ianuarie până la sfârșitul lui februarie. Procesul are loc sub apă, sub gheață. Sarcina durează 100 de zile. Puiul, de la 1 la 6 la număr, se nasc în aprilie-mai. Sunt semivăzători, au o blană deasă și moale, scurtă. Cântăresc în jur de jumătate de kilogram. O zi mai târziu pot deja să înnoate, dar nu pot să se scufunde și să se ascundă de pericol. Mama literalmente îi împinge în apă ca să învețe să înnoate bine. La vârsta de 3-4 săptămâni, cei mici adaugă în dieta lor frunze, tulpini moi de plante. Dar mama continuă să-i hrănească cu lapte până la 3 luni. Puii care au crescut încă 2 ani nu-și părăsesc părinții. Abia la 2 ani aceștia ajung la maturitate și se mută. Își găsesc o pereche și după ce și-au ales locul potrivit pentru viață, care nu e locuit de alți castori, creează o nouă familie. În captivitate ei nu trăiesc mult timp, până la 35 de ani, în natură și mai puțin. Deci, ce este atât de unic la castori, veți întreba voi? Unicitatea lor însă este că sunt niște constructori de neîntrecut în lumea animală. Ei, fiind animale de familie, construiesc pentru femelele iubite și pentru urmași castele uimitoare, cu o structură de securitate la intrare sub formă de colibă. Intrarea se află mereu sub apă, ceea ce este logic, căci prădătorii de pe uscat nu vor ajunge acolo. Castorii își fac vizuini în malurile abrupte. Acestea prezintă din sine un labirint complex, cu intrări multiple.
Pereții și tavanul acestora se nivelează cu grijă. Locul în care aceștia locuiesc, să zicem living room-ul, este săpat nu la mai mult de un metru adâncime. Lățimea este puțin mai mare de un metru, înălțimea 40-50 de centimetri. Vârful este la 20 de centimetri deasupra nivelului apei. În cazul în care râul urcă, castorul ridică podeaua, răzuind tavanul. De sub apă, la suprafață, se fac tuneluri. Colibele construite de ei arată ca o grămadă de crengi în formă de con, lipit cu nămol și pământ. Până la 1-3 metri înălțime, diametrul până la 10-12 metri. Pereții sunt atent lucrați cu nămol și lut, astfel încât să se transforme într-o cetate adevărată, de necucerit pentru prădători. Aerul intră printr-un orificiu în tavan, are o bază, o fundație foarte solidă. Cum ar fi, de exemplu, un ciot vechi de copac. Când se lasă frigurile, castorii izolează în plus colibele lor, cu un nou strat de lut. Iarna, acestea păstrează o temperatură peste zero. Apa din tuneluri nu îngheață și ei au posibilitatea să iasă la suprafață. Și ce, v-ați gândit că gata? Că ăsta e tot proiectul impresionant al acestui inginer? Deși și asta este mult pentru o răzătoare obișnuită, trebuie să se gândească și la o intrare universală. Căci nivelul apei în râuri este o valoare variabilă și aici geniul ingineresc al impermeabilului se descoperă în toată splendoarea lui. Pentru asta există faimoasele baraje făcute de castori. Ele sunt create pentru a regula nivelul apei în coliba lor. Barajele sunt atât de eficiente că oricare constructor va invidia maestria acestor răzătoare. În timpul construcției, ei iau în considerație viteza curentului și debitul râului. De acești factori depinde forma barajului. Castorii sunt foarte curați, niciodată nu împrăștie resturi de mâncare prin casă și alte produse reziduale. De obicei, lungimea barajului este de 20-30 de metri, lățimea 4-6, înălțimea poate ajunge până la 5, dar în mediu 2 metri. Barajul vechi poate suporta cu ușurință greutatea unei persoane. Pentru construcție și hrană, castorii dau jos copaci. Îi rod la bază, rod ramurile, apoi împart trunchiul în părți. În 5 minute, acesta poate roade un copac cu diametru de 40 de centimetri. Peste noapte, acesta deja este împărțit în bucăți, așa că până dimineață locul de muncă animalului rămâne cu nimic decât cu un ciot șlefuit și o grămadă de așchii. Cum de are atâta putere? Fălcile lui acționează ca un ferăstrău. El își sprijină incisivii superiori de scoarță și începe să împingă rapid maxilarul dintr-o parte în alta, făcând 5-6 mișcări pe secundă. Dinții lui se autoascută, doar partea din față e acoperită de smalț, iar partea inferioară e constituită dintr-un material nu atât de puternic. Când castorul roade ceva, acest material se uzează mai repede decât smalțul. Deci, marginea din fața dintelui rămâne mereu ascuțită. Castorii adulți au relativ puțini inamici, lupi, râși, urși. Unii zoologi includ în lista asta și vidrele. Castorul și vidra trăiesc în aceleași condiții și adesea se întâlnesc. Dar cazuri înregistrate de atac al vidrelor sunt foarte puține. Aș spune că probabil incisivii castorilor sunt o protecție destul de bună și țin vidra la o distanță respectuoasă. Dar nu doar vidra, ci și alte animale. În locul lor, sincer, nu i-aș deranja, știind că în 5 minute dau jos un copac întreg. La castorii tineri, mai ales care s-au născut în anul actual, cercul dușmanilor este mult mai larg. În afară de cei enumerați mai sus, se adaugă vulpea, ratonul, nurca, jderul. Din păsări e periculoasă bufnița, câteva tipuri de vulturi. Există cazuri în care în stomacurile acestora s-au găsit rămășițe de castori și știuci mari. Ei bine, acum haideți să trecem la minusurile castorilor. Ce fel de minusuri poate să aibă un astfel de gospodar, vă întrebați voi. Asta cred unii oameni care locuiesc în apropierea lor, nu cu ei, dar în vecinătate. Castorii devin deseori vinovați în dezastrele locale de mediu, între ghilimele. Dar ce legătură au ei cu ecologia? Directă.
Inginerul nostru blănos, cu barajele, colibele și alte construcții de ale sale, creează un ecosistem unic, schimbă peisajul și creează un nou spațiu pentru viața unui grup întreg de creaturi. El practic ridică un sol virgin, unde se adună o mulțime de păsări, pești și alte mamifere. Peștele care nimerește în condiții favorabile începe să se înmulțească. Copacii tăiați de castori sunt hrană pentru iepuri și multe ungulate, care rod scoarța trunchiului și a ramurilor. Sucul care curge primăvara din copaci este preferatul fluturilor și a furnicilor. După care apar și păsările. Barajele de castori sunt capabile să le dăuneze și oamenilor. Există cazuri când, din pricina acestora, străzi întregi au fost inundate, la fel ca și căi ferate. Și chiar au devenit cauza unor naufragieri. Suferă doar omul. Toți pot să se adapteze, dar el nu poate. Căci se consideră cel mai important de pe Terra. Dar castorul nu știe despre planurile globale ale omului de a cuceri pământul. El știe de iubita lui și de castelul pe care trebuie să-l ridice pentru ea și urmașii lor. Și de vecinii care îl înconjoară și par să fie mulțumiți. Și dacă există un castor-arhitector care să ajute alte animale, e foarte bine. Și parcă nimeni nu încurcă nimănui. Important e ca totul să fie cu limită. Prieteni, scrieți-ne în comentarii ce lucruri noi ați aflat astăzi și spuneți-ne dacă sunteți fanii castorilor sau nu prea. Apăsați pe clopoțel pentru a nu rata noile episoade și nu uitați de like. Pe curând!